Primăria municipiului Lugoj a anunțat că a scos din nou la licitație proiectul de modernizare drumuri și trotuare în cartierul de pe strada Timișoarei 110. Din lucrările începute anul trecut au mai rămas de executat jumătate. Autoritățile locale au reziliat contractul cu una dintre cele două firme care s-au ocupat de lucrări. Este vorba de o societate din Lugoj care a câștigat la prima licitație execuția unei jumătăți de cartier. Mai sunt de reabilitat principalul drum din cartier, care este din beton, modernizarea trotuarelor de lângă acest drum, modernizarea accesului la fiecare scară de bloc și amenajarea mai multor locuri de parcare. Până în prezent s-a reușit finalizarea lucrărilor de reabilitare în zona blocurilor mai vechi, situate lângă strada Timișoarei. Finalizarea proiectului este prevăzută în acest an.